Salutatori, sunt Andrei și astăzi ne jucăm nou minunat joc pe canal și anume astăzi ne jucăm Car Simulator Mechanic 2015 sau Car Mechanic Simulator 2015. Sincer, nici eu nu mai știu în ce ordine, dar nu uitați să mai apăsați butonul de like dacă mai vreți să sare din acest minunat joculeț nou pe canal. Vi-l puteți achiziona și voi pe Steam, este la reducere, că de ce să nu vi-l achiziționați. Nu uitați să mai apăsați acolo butonul de like cum pot să se cu mai multe like-uri și ce să vă explic, acest joculeț este din titlu, adică ești un mecanic care repar mașini, e logic, dar este foarte, foarte realistic, vreau să vă arăt cum este grafica, foarte rău. Deci, în primul rând, avem, vedeți acolo, jobs waiting, 4 persoane care așteaptă să le face mașina. Sunt foarte, foarte multe DLC-uri de mașini, de locații, o să vi le arăt. Deci, de exemplu, avem astea două mașini doar le putem accesa, că astea două nu putem. Deci asta e în DLC și asta trebuie să avem 3.000. De exemplu, avem aici Engineer așa și Find to fix any running gear problems. Deci, hai să acceptăm pe aceasta cu gear problems. Dăm take a job. Nu uitați să mi apăsați butonul de like dacă mai vreți să din acest joculeț, că de ce nu, nu da. Zic să mai începem și serii noi pe canal dacă tot am început seria de Crăciun cu foarte, foarte multe joculețe. De ce să începești cu joculețe noi și tot felul de chestii, că v-am zis că până la urmă o să vă zic surpriza, de fapt ce am pregătit atâta timp, că știți că nu prea mai pot activ cu gaming acum 2-3 săptămâni sau chiar nu mai minte, dar revin în forță. Deci a venit mașina, aceasta este, mamă, dar putem uite, nu contează. Aceasta este mașina și avem Outer to Mama, Rubber Wire, Leo, Rear Shock. Aoleu, dude, ce avem de făcut la mașină. Păi, în primul rând, mamă, o mai frămâie puțin, dar o să-și depinăm. Aoleu, stați un pic, avem de spus. Uitați, nu mai sună cineva să-l mai ajut cu mașina, deci niciodată nu sunt liber. De exemplu, hai să ducem aici. Urcăm mașina aici sus, că aici sunt toate chestiile care avem. Stai mă. Rubber bushing, ăsta ce-o fi? Ăsta rear shock, rear... Aici parcă erau, stați un pic să văd. Deci eu vă recomand acest joc, le scutat și realistic e ăsta, pare ca un Ford. Nu știu sincer ce mașină e, dar mă rog. Rear... Ce rear aveam? Rear shock. Rear shock. Aici sunt rear, dar unde e rear shock? Am uitat, astea sunt rubber bushing. Așa, rear shock. Waleu, stați un pic că nu mai găsesc rear. A, uitați, ăsta e stricat. Ăsta e rear shock. Deci sunt ruginite diode astea care sunt stricate. Deci n-am scos bine ce scos este meu acolo, o să-l pun la asambleze la loc. Și mai e, și, mai e ceva ruginit cu aici, dar asta văd că e nou. Deci o să-l scot cu asta. Dar hai să-l scot totuși. Dar să iasă cum trebuie. Ce mai avem? Rear shock, cap. Capul cred că e ăla care l-am scos. Busing. Busing. Nu e, nu sunt astea, dude. Că pot să le văd că sunt funcționale. Dar tot le iau pe astea ca să fiu sigur. Și mai trebuie să mai găsesc un rear, dar nu e ăsta, e ceva cu... ăsta o fi, hai să luăm. Totuși. Ce okay, să vedem. Ne ducem aici. Stai, what? Am scos, deci capul l-am scos bine și cu asta. Deci nu înțeleg de... Stați un pic aici, am scos greșit ce am scos. Deci exemplu ăsta îl bag înapoi cu ăsta, că nu e... E bun ăsta. Ok. 4 Outer Tier Road ăsta, habar n-am, trebuie să-l căutăm. Deci ăsta l-am scos și Rubber Bushing-ul tot aici e, dar să-l fac pe ăla stricat. O fi pe aici sau o fi la motor? Nu e nici ăsta, cred.
Eu deci am scos toate astea, romențe astea. Mamă, mai sunt și pe aici. Nu e nici ăsta. Șlemător nu cred că e. A, uitați aici ai, mă. Aici era. De nu-l vedeam eu. Hai să le asamblăm pe astea la loc. Stați un pic să le asamblăm. Ok, și mai aici să mai găsim ceva care va fi ceva mai greu să-l găsim pe ăla. Dar o să mă uit. Nu mai și pe acolo unul. Și mai avem două și pe partea asta. Așa. Și pe partea aceasta. Ok. Și mai avem ceva de găsit, dar până atunci hai să le cumpărăm pe acele. De exemplu, hai să vă arăt, uitați, nu le lasă peste tot că vă trebuie DLC-ul, dar poate să le cumpăr cu parcurs, că am cumpărat un DLC astăzi, 9 decembrie, nu știu când o să vedeți pe acest episod, săptămâna viitoare, mi se pare. Și, mamă, la calculator îl cumpărați ăsta, dar hai să vă spun să-mi faceți o confuzie pe care am făcut-o eu. De exemplu, m-am dus, aici era, nu? Da, și am luat ăsta unde scrie mulch, ceva de gen, vedeți? Munch ceva și air filter munch toate astea, nu știu să pronunț, dar nu aici trebuie să vă duceți munch workshop și aici. Deci am făcut confuzia asta. Deci ne trebuie rear. Mă, ce am scris eu rear. A, nu, ne trebuie un A, un cap și ne mai trebuie ceva și un room rubble. Sau cum să numeam, mă? Am și... am un rubber, da, un rubber. Deci nu mi-a fost ca... Bâșii, ceva. Rububuieru. Rubber. Ăsta. Așa. Trebuie să vedem dacă l-am luat bine. Și eu pe ăsta l-am luat bine și ăsta l-am luat bine. Deci ăsta le putem vinde. Ca să le punem la un păstea noi cu mașină, să nu le confundăm. Vă trebuie experiență ca să le deschideți celelalte mașini cum ați văzut acolo și, și de-astea, uși, nu uși, locații. Hai să le punem la om la loc. Că le-am... Ai, aleu. Punem și aici. Așa și capul aici. Așa, jumate am terminat-o, deci mai am să găsesc Outer Deer Road. Ok, Diu, dar deci se pare că Outer Deer Road este la o roată, dar faza e că nu știu chiar cât mai pot filma cu microfonul că mi se descarcă, dar o să văd, încerc să mă încadrez în timp. Încă o dată vă spun, uitați-vă, mai păstat butonul și vreau like dacă mai vreți episoade din Car Simulator 2015. E foarte, foarte realistic și chiar îmi place extrem de mult mie. Cred că o să vă placă și vouă dacă luați. Că, na, vi-l recomand cu foarte, foarte mare căldură, e bun, fără mișto. Desfacem și discul. Bă, și trebuie să fie pacia cu mine la parte. Asta nu pot, uite ce mă enervează, dude. Deci e ori la asta, ori la aia asta, dacă e la aia asta. Hai să le căutăm și la asta. Ia să vedem. Zic că la asta e. Scoatem și ăsta. Nu, ăsta e small. Pe partea asta. Uite, a, ia ceva de genul ăsta. Nu știu unde e, Dio. Hai să o luăm, stai.
stați un pic, poate la asta din față. Și la asta din față, a, uitați aici, dude, mamă, și le-am luat din alea din spate, mă, bun. M-am pierdut, uitați aici, asta e. Așa. Trebuie să pun după aia, dă-mi și o tură cu această mașină, nu vă speriați. Nu știu chiar, cred că o mașină o să fac pe... auto. Tot o mașină o să fac pe episod. De exemplu, asta o să vedem și cum se mișcă mașina sau o să o ducem și pe un teren de curse, cred, și pe un oraș, dar vedem acum unde ducem. Stați unde m-am dus. Fuck. Și o vindem pe aia veche. Stai. Stai că aici n-am scos. N-am scos și plăcutele de frâne și tot. Am scos decât cauciucul, nu înțeleg de ce l-am mai scos, dar mă rog. Deci uitați-vă că mașina are 4 cauciucuri. Punem plăcutele înapoi. Punem asta înapoi. Punem asta înapoi. Și punem cauciucul înapoi. Mai bine. Și punem cauciucul înapoi. Înainte să dăm finish job, o să și testăm, ești nebun. Așa. Se pune și asta la loc, toate. Stai că am scos și asta, am și uitat. Oricum nu ne dădea drumul să plecăm fără toate piesele puse. Am uitat că am scos și suspensia. Băi, de ce am scos și suspensia? Nu știu, te-am făcut micul și față la... Mă rog. Și am scos și capul, nu. Și am și aici pe fundiță. Așa. Și cauciucul și gata. Hai să-i pun. Așa. Și ia, mai am ceva în inventar. Asta care e urmă. Care iau 0 bani pe aia, dar totuși să nu mai am un inventar. Sau puteam, trebuia să o las și să o repar la o masă de asta, că am găsit o masă aici, unde se numește referit. Trebuia să o postez, dar mă rog, hai să punem mașina înapoi jos. Să o ducem în central și să ne plimbăm un pic cu ea. Nu știu sincer ce marcă e, vreau să-mi spuneți voi. Pot să-i scoți și capota, pot mai multe să-i fac, dar asta pe alte episoade, după rădiști. Asta este mașina. Hai să o testăm. Nu o testăm deocamdată la drag strip, adică ceva de curse. O să o testăm la World Factory Test, pentru că nu permite microfonul să o încercăm la ambele, știi? Și cel mai întâi la World Factory, în oraș, cum ar fi, știți? Dar încă o dată zic, nu uitați să apăsați butonul și de like dacă aveți episoade din acest nou joculeț, că mie chiar îmi place acest joculeț și de ce să nu mai fac episoade și... Să văd cum poate, cred că o să fac episoade o zi da, o zi nu, o zi da, o zi nu, ori la două zile, ori la trei, să văd. Nu e vorba de timp, dar nu vreau să fac în fiecare zi cum făceam până acum, adică nu are rost, adică să potez cursiv așa, deci nu are rost, zic, cred că o zi da, o zi nu, văd eu cum fac, cum mă încadrez cu timpul, de exemplu, nu să postez vineri, de exemplu, dacă postez vineri, după aia sâmbătă să fac live, vreau, de exemplu, să postez luni, marți să stau liber, miercuri. Deci vreau să postez marți, joi, nu, stai. Nu știu, luni cred, miercuri. Nu, și vineri, nu știu, trebuie să-l găsesc un program în care să nu picăm live. Ăsta ar fi luni, miercuri și joi, dar vine două zile, nu știu cum să fac. Că dacă e luni, miercuri, vineri și după aia vine live-ul, decât să fac duminică, dar acum trebuie să văd, poate fac live duminică și luni vine alt episod, n-am cum decât să fac așa cursiv. Sau pot să fac, de exemplu cum fac acum, am postat un episod, mă aștept două zile, postez altul. Deci două episoade pe săptămână. Văd eu cum fac dude, nu uitați să mă mai apăsați acum butonul de like și da. Haide dude să o testăm acum. Deci acolo ne-a dat acceleration, salmon, suspension, test și braking. Deci putem să dăm și dublu gata 2 și din săget. De aici ați primit viteza, dar uitați să face frână de viteză pe bune. Dar tot s-a schimbat-o. Ia uitați, nu mai durează. Deci aici dau accelerația.
Să nu uitim mașina omului, ești nebun. Salmona aia, nu știu ce înseamnă, dar mă rog. Să-mi spuneți voi, dar bine, eu mai fac pe aici drift, nu driftez. Vă dați pe aia. Să trec așa peste tot, dar să trec viteză și s-a pus ăla cu aia. Deci, în 2015 nu se culește mașina dacă faci așa. Nu dacă am terminat și salmona aia, dar nu știu ce s-a făcut. Dar în alte versiuni, 2018 și 2019, dacă există, cred că se bulește și da, poate să luăm și pe ăla. Dar deocamdată am luat 2015, să-l pun eu să văd cum e și ce rating îi voi da la joc. Și acolo te simte să te spun. Și gata. Ne bagă înapoi în garaj. Ok, dude, acum ne arată statisticile cum a mers cu ea. Deci ne arată ce am făcut bine. Deci auto, așa vezi cum... s-a spus să culeze ceva. Câtă, cred că... nu-mi zic. Deci, de exemplu, eu ce-am schimbat aici? Nu mai... rear... stați un pic, că nu mai găsești ce-am schimbat pe aceea. Vreau să văd acum mai... Dar haide să-i dăm finish job, vedem data viitoare. Ne dă, mamă, $361, foarte, foarte. Finish job și am terminat cu mașina de. Bine, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest joculeț, forță acolo, like. Să vedem câte like-uri putem să strângem. Subscribe să ne strângem 1000 de abonați dacă mai vreți să din acest joculeț. Comentarii dau inimă la toți. Eu am fost Andrei, vă pup, vă iubesc, pe data viitoare, pa, pa.